Salutare, dragilor! Stella Roxana este din nou cu voi după aproape 3 săptămâni sau ceva de genul, de când nu am mai postat nimic. Vreau să vă felicit cu noul an care deja este aici cu noi, anul tigrului. Să sperăm că va fi un an frumos și va fi mai bun decât anii trecuți. Video de azi va fi un video scurt pentru că am vrut doar să vă salut, să vă doresc un an frumos, cum am făcut, și să vă spun că aici, n-am dispărut nicăieri. Mă acces mai mult pe al doilea canal, care e canal de ASMR. Dar și aici trebuie să postez pentru că am postat de aproape o lună și mi-e rușine că nu postez. Deci, am vrut să fac un mic, nu anunț, nu noutate, dar despre noutatea care ar trebui să apară deja, referitor la actele, la schimbul de acte pentru persoanele transgen. Deci, manualul ăsta, după care clasificatorul de boli mentale psihiatric, ICD-11, deja a ieșit pe 1 ianuarie, și pe baza asta trebuie să emit o lege nouă Parlamentul Republicii Moldova, în care să ne permită mai ușor persoanelor transgen de a ne schimba actele. Și cineva ne-a spus, din persoanele competente pe tema asta, mi-a spus că o să aibă întrunire acum pe la mijlocul lunii, cred că săptămâna viitoare, și ori să afli mai multe detalii referitor la acest capitol. De asta fiți și voi pe fază, dacă vreți să vă schimbați actele și așteptați de mulți ani asta să o faceți, deja o să avem noutăți de grabă cât este de posibil. Eu foarte tare vreau și eu să-mi schimb actele, să-mi schimb, de fapt, nu actele, dar markerul din acte, genul din acte și numele, să-mi schimb în acte, așa cum v-am povestit în video trecute. Eu am buletin nou, cu poză nouă, dar numele și markerul de gen e tot așa lași vechi. Și această lege ar trebui să ne permită mai ușor și mai repede să ne schimbăm aceste chestii în actele de identitate. Aștept cu nerăbdare să aflu noutăți despre asta și o să vă pun la curent și pe voi când o să am date stabili referitor la acest capitol. Dar cred că majoritatea din voi oricum sunteți conectați la știrile de această tematică și vor să aflați și voi. Eu oricum o să fac un anunț în video sau pe Facebook și o să vă spun care sunt noutățile. Deci, așteptăm și ne rugăm să fie bine și să avem și noi parte de viață normală în țara asta interesantă, cu legi interesante. Sperăm să fie tot bine. Eu vă las cu bine, vă doresc o seară și un sfârșit de săptămână frumos și un nou început de săptămână, de mâine. Să aveți o săptămână frumoasă.
pași și auzim deja cu noutăți atunci când o să le am și eu. Până atunci poate mai filmez prin video. Vă cuprind pe toți și ne auzim. Pa, pa!